acest import de specialiști, de creiere din România, cred că ar fi benefic atât pentru România cât și pentru Republica Moldova. Deci nu trebuie să ne fie frică de venirea unui specialist din România, mai ales atât timp cât suntem aceeași popor, adică vorbim același limbă, avem această legătură de mii de ani și am fost dispărțiți artificial. Cred că trebuie să se insiste la nivel de guverne chiar, prin implicarea specialiștilor de fiecare direcție aparte, inclusiv sănătate, poate chiar și cultură, specialiștilor, să spunem așa, buni, care s-au manifestat. Eu o văd pozitiv. Și așteptăm ajutoare, pentru că fără ajutor nu facem nimic. Asta e. Limba română. Limba română trage. Dacă ai act românesc, adică ai cetățenie, pașaport, de asemenea poți sta în Europa cât dorești, poți lucrezi, poți face viața acolo, pentru că cu actele moldovenești este un pic mai greu, din cauza că la noi visa e un pic mai greu să călătorești cu un document moldovenesc. Rolul României, consider că este o încurajare din partea ei, dar deja rămâne la discreția poporului nostru, încotro optăm. Dar este, adică o anumită încurajare este în sensul dat. Chiar am participat la dezvelirea, ca zic așa, inaugurarea câtorva grădinițe foarte frumoase, în stil modern, realizate și în raionul Telenești, și în raionul Orhei, și în raionul meu de Baștina, de la Sângerei, așa încât este o colaborare așa, care trebuie să continue așa, în toate planurile. Și nu numai la grădinițe, dar și la infrastructură. Acum am auzit că deja a demarat proiectul acesta foarte amplu de construirea unor poduri noi. Cred că ați călătorit peste Prut, nu odată, și ați văzut care este situația, deci infrastructura este învechită. Eu le cunosc fiindcă nu unica țară, România, care cel mai mult e în țara noastră, practic ei ajută. Și cu școli, și cu una, și cu drumul ăsta care acum ar și până la Odessa. Da, asta e tot. Dacă nu era România, n-aveți să avem nimic. Exemplu, că a avut curajul să adereze și noi putem deveni și un exemplu și pentru toată lumea, fiindcă noi o să mergem mai repede cu ridicarea corupției decât chiar cei din România.